vorbim despre un alt caz, ar fi fost bătuți, înjurați și umiliți de fiica lor. Este acuzația pe care o fac doi părinți care nu s-ar putea bucura de o bătrânețe liniștită. Zilele lor ar fi umbrite de scandalurile pe care le-ar face fiica lor din zor până în seara. Femeia și-ar persecuta părinții pentru că ar urmări să pună mâna pe avere, asta acuză aceștia. Acum cei doi părinți nu își doresc decât să scape de chinurile la care ar fi supuși. M-a luat la bătaie fata. Mă bate după face băr. Că nu mai mă aude nimeni. Mama Maria povestește cu groază prin ce chinuri ar trece de câteva luni. Fiica ar fi cea care i-ar face viața un calvar bătrânei, iar ea nu ar fi singura victimă a fetei. Și tatăl ar fi simțit ce gust are ura fiicei. I-a făcut și mie brânci, brânci. Pleacă de-i. Motivul? Răzbunarea, acuză părinții speriați. Și tot calvarul ar fi început după ce băiatul fiicei lor, adică nepotul, care promisese în acte că îi va îngriji, le-ar fi întors spatele celor doi bătrâni. I-am făcut lui acte să ne întrețină și ne-a lăsat așa, bolnavi, bai de noi. La scurt timp, în casa celor doi bătrâni, și-a făcut apariția mama băiatului, adică fiica lor. Însă femeia s-ar fi întors la părinții ei, pusă pe scandal, acuză cei doi. Ca drept de plată, în loc să mă întrebe sau să-mi dea și mie o bucată de pâine, că m-a luat la bătaie fata. Că a zis că din cauza mea a plecat băiatul ei și cu nora ei de aici. A venit și m-a pălmuit, vă spus, să-i mi-a dat, uite așa, uite așa, mi-a dat cu palma aici peste. Uite, mă făcea cum știa ea mai bine. N-am văzut-o în 48 de ani în situația care a fost atunci, am văzut-o atunci. N-am văzut-o, vă spun din suflet. Nici tata Paulică nu ar fi scăpat de furia fiicei. I-a făcut și mie brânci și băta în camera. Iar mama Maria se gândește că nu cumva, într-o bună zi, fiica să-i facă și mai mult rău. Eu sunt singur aici, îmi încuie ușa și mă bate după face băr. Că nu mai mă aude nimeni. Cei doi bătrâni parcă trăiesc un coșmar de când fiica lor s-a întors în țară. Femeia care a fost plecată 14 ani în străinătate nu ar vrea decât să le distrugă zilele pe care le mai au pe acest pământ. Părinții ei acuză cei doi. Dacă mor eu, rămâne. Da. Pe drumul rămâne, ca să fie clar. Dacă moarea, pe drumul rămâne și eu. Ei așteaptă să murim ca ei să rămână proprietari. Să ducă mamă să mă lase liniștită. Eu asta îmi doresc, să ducă să-și caute casă, să-și caute treaba ei ce vrea ea. Eu doresc să mor mâine, ca să scap, să nu mai văd treburile. Mi-am trăit treaba, mi-am mâncat mâna, să mor mâine și termin. Ce spune însă fiica acuzată, aflați mai târziu, în exclusivitate la Acces Direct. Nu este și doamna Maria Gancea, mama care ar fi bătută de fiica sa. Sărut, doamna, doamnă. Bună seara, doamna Gancea. Bună seara, bună seara. Bună seara. De câte vreme spuneți că trăiți coșmarul ăsta? După 6 iunie, doamna Andreea a venit în Spania. Eu eram în spital să-mi fac recuperări. Am osteoporoză, sunt bolnavă și acum abia merg. Am venit de la spital. În loc să-mi dea o cană de apă sau să fac și o cană de cafea, m-a început să mă drăcuie, să mă înjure. Să mă... Dar de ce? De ce era așa supărată? A zis că eu i-am făcut acte băiatului ei. Eu am 5 copii. Aveți 5 copii? Da, doamna mea. Am 3 băieți și 2 fete. 2 fete și 3 băieți, da? Da, da. Și? Nu, că e foarte important. Fiecare... Și ați făcut acte... Legea spune că... Se moștenește, da, într-un anumit fel. Că am actul aici. Ce la acte ați făcut? De donație? Întreținere. Sau de... Întreținere să ne întreținem. Viagerul, nu? A, așa, deci da. Să vă întrețină, da, până... Da, scrie așa. Aici, doamnă. Și? Da. Și băiatul a mers binișor cu noi. Nepotul. Câțiva da? Ani. Că i-am făcut de 8 ani de zile actul. Avea el 22, acum are 30 de ani. Așa. De când s-a căsătorit, știți cum este... Ăștia bătrânii suntem cum suntem. Și stau cu dumneavoastră în casa aia? A stat.
A stat cu noi, da. Băiatul. Băiatul, nepotul, da, nepotul. Adică. Și a maică-sa a fost plecată în Spania. La muncă. Că ea a spus să-i facem lui acte băiatului, că ea n-are 5 copii, ca să, după ce murim noi, să mai ducă, să mai facă alte acte. Să și mai... ceilalți copii ai dumneavoastră n-au avut niciun cuvânt de spus? Să vă spun sincer, n-au știut, doamna mea. Mi se pare normal ca din 5 copii... Dumnezeu spune că... Am greșit. Recunosc și mi-am cerut iertare actul în fața lor. Actul este făcut la notar? Da, nu. Actul e făcut la notar? Da. Da, uitați. Îl puteți poate desface. Să-l... Sigur, ba da. Se poate. Se poate, se poate. Păi, dar acum sunt în judecată pentru cu ei. Pentru că e făcut doar cu... pentru întreținere. Bine. Și dacă doamna spune nu că nu a beneficiat da, se poate. De face. O întreținere, se judecă, se judecă dur, dar durează. Haideți să ne povestiți. Până pe 6 iunie a fost nepotul cu dumneavoastră. Da, v-a certat cu el și cu soția lui sau ce s-a întâmplat? De ce până au plecat? Până pe 1 mai așa. A stat el și după aceea m-am pomenit cu ei că pleacă. Dar de, v-au spus de ce? Am avut niște discuții. Pe ce? Pentru că... el avea anturajuri cu prieteni, cu astea, știi? Și făceau scandal, nu vă lăsau nu, să dormiți? Nu, nu făcea scandal. Da, adevărul că vorbeau ca tinerii, fel de fel de vorbe, astea. Și într-o bună zi am zis și eu, măi Bogdan, dar zic chiar așa, mamă, pe fiece seară, sâmbăta, duminica, luna. Dar el avea loc de muncă? Da, lucra. Dar și seara? Era... în weekend mai erau petreceri, probabil. Da, până unchi, până, mă rog, anumite probleme. Și ați făcut observații, s-a supărat și unde da, a plecat? Da, s-a supărat și m-am pomenit. Și el unde a plecat? De la, nu știu să vă spun sincer, am auzit că cu chirie, unde nu pot să știu. Și s-a întors mama lui din Spania, adică fiica dumneavoastră. Și când a plecat, eu m-am dus la notar la noi, la Chitila aici și am spus... Bogdan, zic, uite, eu am fost, am vorbit cu notara care ne-a făcut actele și ne-a spus să te duci frumos acolo ca să aia, când a venit mama. 7 zile, vă rog să mă credeți, doamna, la rând. Cum îl vedeam? Bogdane, du-te nu, la notar. Probabil că maica s-a i-a spus, stai liniștit, că vin eu și rezolv problema da, și o pun la da, pun pe mama. Da, da, da. Așa? Dar cu fiica dumneavoastră v-ați înțeles bine până acum? Doamna Andreea, până anul trecut. Simona. Simona. Simona, iertați-mă. Până anul trecut a venit că el are o fetiță și la 1 martie e născută și a rupt urta fetii. Până atunci n-am avut probleme cu ea și nici cu ei. N-am avut probleme, vă spun sincer așa. Că mai era așa cât o împunzătură între noi, dar stăteam o zi, două supărat, a treia zi, a patra zi mă împăcam cu ei iară. Mai ales că trăiam într-o casă. Și acum ce s-a întâmplat? Ce credeți că și s-a întâmplat? Și de când a plecat ea, maică-sa, din 2017, pe 2 martie a plecat, ne-a lăsat 2 milioane, doamnele mele. Și uite banii ăștia, că eu pe 6 martie am plecat iară la spital să fac recuperări. Ce, dumneavoastră aveți pensie sau... Am și o amărtă de pensie, doamna mea, acum mi-a făcut 8 milioane. 800 de lei. Da, și bărbatul meu are și el 900 de lei. 9 milioane vechi. Deci 1700 de lei, 5 copii. 5 copii adulți care moștenesc o casă. Sau nu, sau... da.